vreau să vă pun și un an nou fericit, cu multă sănătate și mai realizări pe toate planurile. Într-adevăr, urmează o perioadă foarte grea pentru noi. În două săptămâni vom avea 5 jocuri, două Cupa Cupelor și 3 Liga Națională. 5 jocuri foarte, foarte importante. Fetele s-au pregătit foarte bine în această perioadă ca să intrăm așa, să luăm ghid cu echipa Crimbiana, o echipă care, eu cred că o cunoașteți foarte bine, cu un palmares extraordinar, dublă câștigătoare de Liga Campionilor, sunt finalistă și sper că sâmbătă să ne ridicăm la nivelul majestatului, să facem un meci foarte bun și să încheiem jocul cu o victorie care va fi foarte importantă pentru moralul nostru. Întrebarea cum doar? Cum este Crimbiana în momentul de față? Nu mai este aceeași echipă când a fost Liga Campionilor, o echipă nouă, dar am văzut-o, am vizionat și am văzut că sunt jucătoare care joacă, mă rog, cu foarte multă ambiție, jucătoare o bulgăroaică foarte bună, partea stângă a lor este cea mai periculoasă, dar important este ca noi să, în cele două zile care ne-au mai rămas, să ne pregătim foarte bine pentru a intra la golurile lor de foc și să facem un meci foarte bun, așa cum am mai spus. Ce șanse avem de cântare și șansa dar așa în procente? Noi vrem să credem că jucăm acasă, nu credem, jucăm acasă în fața propriilor spectatori, este un avantaj, spun eu, pentru că avem și un ajutor din partea lor, avem șanse. Acum depinde numai și numai de noi și de jocul nostru. S-au schimbat, au schimbat concurența lotului față de ce au în totalitate. Singura care a rămas a fost Serbia Stefanici și care mi-a fost colegă de echipă, are 41 de ani. În rest s-au schimbat jucătoare, toate jucătoare. Deci avem șansă. Avem, trebuie să plecăm cu acest gând și cred că și vom reuși. Orice victorie, la orice experiență ar fi bună în acest meșcur sau ai vrea și una cu mama noastră. Important este să câștigăm o victorie, să dăm moral bun pentru ceea ce va urma. Au fost trei meciuri de pregătire foarte bune pentru noi. S-au descurcat foarte bine, chiar dacă am jucat cu echipa Varda, care totodată o cunoaște, o echipă foarte bună cu jucătoare de prate mondial. Iar în primele crize le-am ținut piept și chiar am și condus. Sunt mulțumită de cum a decurs acest turneu sau aceste trei jocuri de pregătire și să sperăm să fim într-o ascensiune până la sâmbătă, când va fi un examen final, să spunem așa. La echipă deocamdată și am înțeles că sunt și domeniul. Da, din păcate am tot încercat din nou de o lună, două, de chiar de trei luni să aducem ceva întăriri jucătoare pentru echipă, dar din păcate nu am găsit ceea ce ar fi putut să ajute echipa noastră. Avem probleme medicale, iar nu și s-a operat la umăr, care va reveni peste 3 luni. Avitie, care este în perioada de recuperare, și Loris, care astăzi a cerut antrenamente, pe care a la joc sâmbătă, dar cu o proteză dentară pentru că a avut o fractură de mandibulă. Ca jucătoare ai luptat din multe echipe de valoare primului, ca antrenoare, cum este să te duci pe ele? Am emoții. Este normal, este bine să ai emoții. Sper să trec de aceste emoții și nu, sunt sigur că voi trece și să mă concentrez pe ceea ce avem de făcut în acest joc.